Salut! Astăzi Moldova întâlnește Țara Gailor într-un meci interesant pe stadionul Zimbru, începând cu ora 9:45. Țin minte acel meci din 1994, primul meci al Naționalei la care eu am fost prezent. Moldova a reportat o victorie istorică cu 3-2. Ceea ce mă bucură la meciul de astăzi este că stadionul va fi plin, toate biletele sunt cumpărate. Atunci când este ziua meciului, cred că este foarte important ca toți fanii naționale să simte acest eveniment de la început zilei până la sfârșit. Deci am venit în tricoul naționale la servici și cred că oricine din voi ar putea să facă același lucru. Dacă n-ați făcut-o, nu e mare problemă, veniți la meci, luați tricoul, fularul, luați steagul, numai decât și susțineți cât de tare puteți echipa. Dacă nu le aveți, le găsiți la fanshop-ul de lângă stadion. Apropo, astăzi am întâlnit niște fani din Țara Gailor, imaginați-vă, eu am făcut un drum enorm de lung ca să ajung aici doar ca să vadă meciul echipei lor. Noi trebuie să prețuim că putem vedea acest meci de acasă, inclusiv pe marele Gareth Bale. Hello, how are you? Good. So, you're ready for tonight's game? Yes. Yeah, yes. So, do you remember 1994? Yeah. Yes. Have you been to Moldova then? No, it's the first time. You didn't. What do you expect from today? Welsh win now. Welsh win today. 3-0. 3-0? Yeah. So who would score the goals? I'd say 2-0. 2-0, okay. Yeah. And Gareth Bale. Gareth Bale, all three? No, Aaron Ramsey as well. Ramsey and Robson Cano and Forbes. Oh, great. Did you had the chance to taste some Moldovan wine? No, not yet. So we came in yesterday, so we haven't been yet. Yeah, you should definitely try yesterday. It's a beautiful country. Okay. Beautiful place to visit. And hope everyone enjoys the game tonight. Yeah. And weather, beautiful as well, which we don't get very often back home, so it's nice to see the sun. Okay, thank you very much. So let the best win. Yeah. Foarte mulți dintre prietenii mei au comentat pe Facebook că Moldova la sigur va pierde acest meci. Dar să fim realiști, noi nu suntem o țară cu pretenții de campioană mondială. Deci vreau să le spun tuturor prietenilor noștri. Veniți la meci și susțineți echipa indiferent ce scor va fi în final. Dacă vreți să fiți sceptici, așteptați sfârșitul meciului și atunci pentru o secundă sau jumătate de oră cât doriți voi, fiți sceptici, decepționați-vă și așa mai departe. Dar, până la meci, nu spuneți că Moldova va pierde. Credeți în echipa noastră și minuni se poate întâmpla. Nu uitați, Luxemburg a făcut 0-0 cu Franța. Și postscriptum, dați share, like la acest video și abonați-vă la canalul Plătescu's Vlog. Eu nu cer bani, eu ofer idei. Ne vedem la meci. Hai Moldova!